Urasima și Balarul. Urasima era un tânăr pescar japonez, pe cât de curajos, pe atât de mărinilos. Într-una din zile observă cum câțiva tineri au prins o broască țestoasă și o chinuiau. Tânărului i se făcu milă de animal. Își strânse toți bănuții pe care îi avea și cumpără broasca țestoasă pentru a o putea înapoia în mare. Trecură câteva zile și pe când era la pescuit, auzi că parcă îl strigă cineva. Era broasca țestoasă. Îl rugă să se suie pe spinarea ei ca să-l ducă la marele și puternicul Balaur, domnul mărilor, care vroia să-l răsplătească pe Urasima. Tânărul făcu precum se spuse, iar broasca îl duse pe fundul mării într-un minunat castel. Balaurul îi spuse: pentru că ai făcut o faptă bună, poți rămâne musafirul meu cât îți dorește inima. Dar pot să plec și să mă întorc când vreau? Întrebă Urasima. Odată plecat, nu te mai poți întoarce, i-a răspuns Balaurul. Dar de ce să pleci? Aici ai tot ce-ți poftește inima. Alege bine! Alegi doar o singură dată! Tânărul pescar ducea o viață fără de griji, cum nici nu-și putuse închipui. Dar până la urmă îl apucă dorul de casă și de cei pe care îi lăsase în urmă, dar de care nu mai știa nimic și vroia să plece. Întorcându-se pe uscat, Urasima a văzut că toate s-au schimbat. Casa și toți care fuseseră dragi au dispărut. Atunci a înțeles că a fost plecat timp de foarte mulți ani, dar a rămas la fel de tânăr. Dar dintr-o dată se transformă într-un bătrân gârbovit și atunci înțelese că cel mai scump dar al Balaurului, viața veșnică, a rămas pe fundul mării, acolo de unde plecase.